Cinstele sfintele lui om, Dumnezeu-i daruri primenite. Noi umblăm și colindăm, plată gază nu luăm, plata numai bucuria lui om, că s-a născut Mesia. Și din sfânt ai bunătate, lerului Domn, ai pe astăzi Domnul parte. Rămâi gază sănătos, lerului Domn, și cu sufletul milos. Dumnezeu fie cu tine, lerului Domn, în tot anul care vine. Aprinde gaza lumina și 2, 3 și aprinde gaza lumina și deschide porțile, pregătește masă mare, primește colinzile. Aprinde gaza lumina și deschide porțile, pregătește masă mare, primește colinzile. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. La toată casa creștină, masa-i plină, om-i bun, se cântă și se închină, așteptăm pe Moș Crăciun. La toată casa creștină, masa-i plină, om-i bun, se cântă și se închină, așteptăm pe Moș Crăciun. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Dar stereaua la o parte, la fereastră, lângă pop, o colindă de departe, vă cântă colindător. Dar sperdeaua la o parte, la fereastră, lângă pop, o colindă de departe, vă cântă colindător. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Pe trate va fi cântatul în casă, să ne primiți, până ce ne-i dați colacul la masă, să ne poftiți. Pe trate va fi cântatul la masă, să ne primiți, până ce ne-i dați colacul la masă, să ne poftiți. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Colinda frumoasă sună, seara-i sfântă de ajun. Hai român cu voie bună, lângă pragul de Crăciun. Colinda frumoasă sună, seara-i sfântă de ajun. Hai român cu voie bună, lângă pradul de Crăciun. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Că nu-i seara mai frumoasă cum e seara de ajun. Colindăm din casă în casă după omii ce-i străbun. Că nu-i seara mai frumoasă cum e seara de ajun. Colindăm din casă în casă după omii ce-i străbun. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi colindăm pe pământ. Când în steaua luminoasă ce pe cer a răsărit, la mulți ani gază frumoasă, mulțumim că ne-ați primit. La mulți ani!
Și urează tuturor sărătate și mulți copii. Ca ta copii să țacă, nu mai zacă.
Bună ziua, bine ați venit! Având în vedere dispoziția numărul 18 din 15 decembrie 2023, s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară. Având în vedere că suntem complet ca volul, toată lumea se prezentă, declar începerea ședinței. Înainte de a da numărul ordinea de zi, vă rugăm să presupuneți pe vot. Procesele verbale încheiate pe 14 noiembrie, 21 noiembrie și 8 decembrie, privind proiectul de numărare. Și o fost și dintr-o ordinară și extraordinară. Cine este pentru? În unanimitate de vot, s-a aprobat procesele verbale încheiate. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar să citească o ordine de zi. Punctul 1. Proiectul hotărârii privind aprobarea rectificării bugetului Câmpul de Mediu și Cheltuielile a Comunei Palincea pe anul 2023. Punctul numărul 2. Proiectul hotărârii privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice Comunei Palincea în anul fiscal 2024. Proiectul hotărârii privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Palincea, precum și actualizarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuie domeniul privat al ATE Palincea, cum la Palincea și de Bacău. Punctul numărul 4. Proiectul hotărârii privind acordarea mandatului special de reprezentantul legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Palincea în ARA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul de înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA, ADIP, din data de 11 sau 12 ianuarie 2024. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Comunei Palincea de Bacău pentru ședința din lunile ianuarie, februarie și martie anul 2024. Punctul numărul 6. Diverse. Da, și punem la vorbă. Împotrivă, abține, în unanimitate de vot, s-a aprobat proiectul de zi. Proiectul hotărârii privind aprobarea rectificării bugetului propriu de mediu și cheltuielile a Comunei Palincea pe anul 2023. Dăm votul domnului contabil de lege. Bună ziua! Avem rectificarea numărul 5 a bugetului de anul 2023, care de acum cred că va fi curând. În această rectificare se modifică atât partea de mediu cât și partea de cheltuieli, cu suma de 4.000 de lei. Care cuprinde sume de la cadrul din taxa cerulară adăugată pentru finanțarea cheltuielor decentralizate, pentru finanțarea cheltuielor cu drepturile persoanelor cu handicap grav sau indemnizatelor acestea, în sumă de 26.000 de lei. Și mai avem suma alocată din costă de pagare din impozitul pe venit pentru echiparea de locale cu 22.000 lei. La partea de venit, la cheltuieli, un serviciu al autorități publice 22.000 și 26.000 la cheltuieli personal pentru asistență personală personal cu handicap grav. Cam atât. Dacă aveți întrebări. Dacă îți spui cineva, nu sunt întrebări. Trecem pe comisie. Cum este numărul 1? Atis, favorabil. Aveți favorabil comisia numărul 3? Atis, favorabil. Supunem la vot proiectul de votare numărul 1. Abțineri. Împotrivă. În urmă de vot, s-a aprobat proiectul de votare numărul 1. Domnul primar, pentru punctul 2. Proiectul hotărârii privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice Comunei Palincea în anul fiscal 2024. Dăm cuvântul domnului primar. Da, materialele ați avut dispoziție în privința motivativă. Ca informare, normale ca anterior la anterior cu 13,8%. Toate impozitele și taxa. Alte modificări ale taxelor nu. Dacă aveți întrebări legate de ce subiect, așa ar fi multe știuri care se ia să facă, de exemplu,
pe care taxa parte. Deci noi nu am pus nimic, am mers numai cu inflația. Ce le-a dat, ce obsesc cu guvernul, atâta de ăsta, nu mai pune nimic în plus. Deci noi numărim cu nimic. Rămânim conform inflația. Dar ați văzut mai bine problemă cu guvernul? 13%. Eu am să mărim, desigur. Să mărim, da. Dacă cineva are ceva de comentat, să scrie ceva. Dacă se atâtea materiale, trecem la spune la comisie. La comisie. Numărul 2. Aveți favorabil. Numărul 3. Aveți favorabil. Să punem la vot. Nu pentru. Abține, împotrivă. În una în care de vorbă. S-a aprobat. Punctul numărul 2, punctul numărul 3. Trecem la punctul numărul 3. Punctul numărul 3, proiectul hotărârii de legiferare în domeniul, din domeniul public, în domeniul privat al domeniului public, ceea ce pot și aprovizarea și completarea inventarului unor locare alcătuiesc domeniul privat al luatei pe una parcea de țupate. Aici o să prezint eu. Deci aici este vorba din clădineța Vlande și clădineța Palicea, care sunt trimis de demolă. Consiliul Județean cere ca să se scoate din domeniul public, să vorbim în domeniul privat, ca să ne livreze autorizația de demolare. Pentru aceste două clădiri, astea mari, ce se mai vreau să livreze și nicălare. Și așa s-a unit de anul. 2017. În 2017, din respect, odată Ministerul Învățământului, în respect, spre ei, nu știe că aici e o situație specială, un caz de situație de urgență, că dacă avem copii pe acolo, să duc copiii, cad, să dărâmă clădirea, o cutremură, vine pe cineva și... Da, noi am făcut, am luat-o iar de la capăt. Acum, după hotărârea asta, la fel, deci, hotărârea asta, o dăm acum, Consiliul Județean eliberează pentru autorizație de construcție, pe care o să mai venim o ședință suplimentară pentru să stabilim în expertiza tehnică și proiect dat ca să demolăm cu o firmă autorizată. Eu aș da o hotărâre de Consiliul Local ca să o demolăm cu forțe proprii. Acum este iar un proiect de treabă, noi dăm, să dăm tabla jos, să dai ce faci cu ea. O vinim la fel vechi, o cântărim, o dăm la fel vechi, greu, o dăm la foc la școală și cărămim, dar nu vedem ce facem. Asta venim în ședință de Consiliul Local. Da, executat de o firmă specializată, deci, costă foarte mult. Nu știu exact atunci când o să fie ședeța, o să fie prezent în proiectul public, dar în proiectul de demolare. Da. Și acolo spune exact valoarea. Și dacă putem să o facem, de ce să plătim? Da. Începem? Da. Să punem la vot. Comisie. Aveți favorabil? Aveți favorabil. Comisia 3. Aveți favorabil? Mulțumim. Să punem în pen la vot. Cine este pentru? Abținem, împotriv, nu la date de vot, pentru că se va proiectul numărul 3. Pentru vot primar, pentru citirea proiectului numărul 4. Urmă, proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Comunității Administrative Teritoriale de Comuna Palicea în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul înscris pe ordine de zi al ședinței AGA ADI, din data de 11 sau 12, nu știm exact când e, ședința lor, data de 11, ori data de 12, în ianuarie 2024. Deci au solicitat în astea două zile, nu știu nici exact când ești ședință. Da, deci prin adresa numărul 1760, pe 14 decembrie, Asociația de Dezvoltare de Comunitară Bacău, în tradiție convocatorul, în ședința de data respectivă, de 11 decembrie, la ora 10, iar în cazul care se îndeplinește formul, pe 12 ianuarie. După cunoștințele la fiecare ședință, se solicită mandat din partea mandatului legal al directorului privativ. Ordinea de zi la ședința dumneavoastră a fie o ședință. Și așa, indicatori cheie de performanță pentru măsurarea performanței. Fie ce grav de Sabacău și a administratorul societății. Și cam atât. Da, eu ce zice, de la
Da, e noastră prezentarea. Și anunțează și performanța managerului și a companiei. Da, trebuie mai să care... Aviz favorabil. 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 Aviz ședințele din lunile ianuarie, februarie și martie, anul 2024. Cine să scrie domnul Dragoș? Propun pentru ca președinții pentru ședințele ianuarie, februarie, martie, pe domnul Paul Sebastian. Eu sunt. Eu sunt. Mai este propunere? Mai scrie cineva? Nu punem la vot. Bine, Petru? Abținem, împătiu, în unanimitate de voturi, începând de învățarea ședință, domnul Sebastian este va fi președinte. Punctul numărul 6, diversi, la care mă scrie din ea. Da. Ce vreți să-mi scrie de dragoste? Un cuvânt mă scrie eu, că sunt din comisie. Și cu bune și curerea, în parcurs un an de ședințe, de proiecte, de hotărâri sau la hotărâri, așa că nu rămân decât să vă urez până la mulți ani, sărbători fericite pentru mulțumesc. Am sănătate și tot ce vă doriți. Da, domnul președinte, când te-am ales, ai promis ceva. Colegii dumneavoastră mi-au spus să se intervine. Ai propus șampanie. Apar, dar s-a păstrat după ce sunt. Nu, 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 am rămas la el. El să te ia ceva. Așa, îți dau frumosul, domnul. Mai vrea cineva să... Da, și eu vreau să-mi urez sărbători fericite. Un an nou fericit. În 2024 să fie cât mai liniștit, cât mai bun, să putem să facem treabă în continuare, să avem rezultate. Toate cele bune pentru urmă. Și succes la rege. Cel mai cumpărăt sau... Succes la rege. No, deci stați. Patru luni de rege. Și ce dacă îi facem? Cum ne-am făcut toate să facem? Asta nu mă spun eu. Trece agitația, că nu sunt banii. E chiar nu-i fi. Da. Vine și trece. Ar fi și culmea să fie. Mulțumim, îți mai și mine. De pe la... Ar fi culmea, ar fi chiar. Doamna secretară, mai ești mare de mulțumesc frumos și eu de asemenea, urez tuturor multă sănătate și un an cu bucurii. Sper că nu ne mai întâlnim, am închis și cu o rectificare de regulă, mai era cât o rectificare între Crăciun și anul nou. Toate cele bune și ne întâlnim sănătoși la anul, că avem treabă cu toții. Sărbători fericite și la mulți ani! De pe anul ce din acest.